un subiect care mi-a trecut pe lângă mine de un an și ceva. Ceaiul. Am vorbit despre cafea, despre expresoare. Dar uite, despre ceai nu am vorbit. Și majoritatea oamenilor consumă ceai. Acum, din experiența mea, e o părere personală, dar m-am cam documentat. Avem ceva firme, Dacia Plant, Faresu, care oareși cere nume și patriotism. Ne-ar face să cumpărăm de la ei plante. Problema este că plantele lor nu prea au origine bine definită. Nu știi dacă sunt culese de copii, aduse, uscate, cum sunt uscate, în ce medii, prin ce poduri. Dacă mușețelul a fost cules de pe marginea drumului, va fi plin de plumb și de compuși de la arderea mașinilor. Poate găsiți pe YouTube, cred că la România Te Iubesc, au fost niște reportaje despre industria ceaiurilor din România și că ceaiurile românești, pe lângă faptul că sunt ambalate în pungulițele alea care sunt toxice pentru mediu, înăuntru s-au descoperit la o analiză mai minuțioasă tot felul de drăcovenii. Ierburi ciudate. Adică scrie mușețel, dar înăuntru nu știi dacă este mușețel. Scrie sunătoare, dar înăuntru nu știi. Și asta se datorează faptului că în România această industrie a suplimentelor alimentare, că așa sunt considerate ceaiurile, nu au o legislație foarte dură. De exemplu, dacă tu, Fares, ai inventat un amestec de ceai de slăbit, să zicem, da? Te-ai dus și ai depus la oficiul ăla de aprobare niște mostre, niște efecte pe care le demonstrezi tu, cum crezi, cum așa, și îți dau pe viață aviz de comercializare. Ori peste un an, peste doi, peste trei, tu dacă nu mai găsești ciuboțica cucului care ai pus-o inițial, o să pui acolo ciuboțica cocostârcului, știți? Că nimeni nu te controlează. De asta, dacă sunteți consumatori de ceai, vă recomand cu căldură să vă luați ceai vărsat. Nu ceai... este ceai vărsat și au apărut tot felul de dispozitive din astea în care poți pune ceaiul și nu ai nevoie de pliculețe ca să intoxici planeta. Eu prefer întotdeauna să cumpăr ceaiuri din plante din Germania, pentru că acolo toate firmele sunt verificate prin sondaj anual. Deci nu știi din ce lot, cum ia, bagă la laborator și vede cât cupru, cât plumb, câte toxine, câte insecticide, câte pesticide conține ceaiul ăla. Și dacă nu este conform etichetei, firma aia este desființată, așa că ei nu-și permit să bage în ceaiuri prostii. Sau să culeagă plantele de undeva din zone foarte poluate. Și dacă scrie eco, bio și așa mai departe, în Germania chiar frunzulița-i frunzuliță. Eu mi-am cumpărat ceaiul ăsta pur și simplu pentru hidratare, un ceai de fructe, să miroase bine, să aibă... Să mă hidratez mai ușor. Măcește, poate vor avea și ceva vitamine, toate sunt ecologice, bucățele de măr, zmeură, inclusiv aromă de vanilie naturală, adică nu aromă de vanilie sintetică. Mai este ceaiul negru și ceaiul verde. Atenție, doamnelor care aveți sau ați avut cancer de sân estrogenodependent. Ceaiul
este, mai ales ceaiul verde, are foarte mulți fitoestrogeni. Este foarte bun, este antioxidant, tot așa vă recomand să-l luați sub formă vărsată, dacă vă place. Pentru oamenii sănătoși este o binecuvântare. Eu prefer așa pentru că, uite, mai mănânc țelină care are fitoestrogeni, mai mănânc altceva, un fruct care are fitoestrogeni și atunci la ceai mă pot bucura de ceaiul ăsta. Da. Cam asta este cu ceaiurile. O să încerc chiar să înlocuiesc cafeaua cu ceaiul. Că mă pot trezi și mai târziu. Bun, am abordat și problema ceai. Da, și hai ca să fie tacâmul, știi? La propriu și la figurat. Am și o cană faină de ceai. În care, pum, îl las, beau de aici. Exact, acum, cana asta este foarte veche. Cred că are vreo 15 ani. Și a fost foarte scumpă la vremea aia, nici măcar nu e un porțelan foarte... și sistemul ăsta era foarte inovativ. Acum sunt pe la toate ceainăriile și sunt căni chiar mai prețioase decât cana mea, dar a mea e prețioasă pentru că e veche, știți, e vintage. Fii de seamă cu mine. V-am pupat!